Peste 1,5 milioane de musulmani se pregătesc pentru punctul culminant al pelerinajului anual de la Mecca. Credincioșii se roagă pe muntele Arafat, deși autoritățile saudite au anunțat că sunt așteptate temperaturi de 43 de grade Celsius. Peste 1,5 milioane de musulmani se roagă și recită Coranul pe muntele Arafat, cel mai înalt punct al marelui pelerinaj care are loc în Arabia Saudită. Credincioșii s-au adunat pe și în jurul acestui deal înalt de 70 de metri la aproximativ 20 de kilometri de Mecca, unde se spune că profetul Mahomed ar fi ținut ultima sa predică. Hajjul, care constă într-o serie de ritualuri care se desfășoară pe parcursul mai multor zile în orașul sfânt și în jurul acestuia, nu este ușor, deoarece este foarte cald. Potrivit Centrului Meteorologic Saudit, se așteaptă ca temperaturile să ajungă la 43 de grade la Arafat. Pentru a preveni insolația și alte probleme legate de climă, în special în rândul pelerinilor mai în vârstă, autoritățile saudite au intensificat campania de conștientizare cu privire la necesitatea de a bea apă și de a se proteja de soare. Întrucât pălăriile sunt interzise bărbaților în timpul hajjului, mulți dintre ei poartă umbrele de soare. La pelerinajul de anul trecut, peste 10.000 de cazuri de boli cauzate de căldură au fost înregistrate în timpul hajjului, 10% dintre acestea fiind grave. Credincioșii și-au petrecut noaptea în Valea Mina, transformată într-o tabără uriașă cu corturi. Corturile, majoritatea grupate în funcție de naționalitate și de preț, sunt dotate cu aer condiționat, dar nu oferă același nivel de confort. După Arafat, credincioșii vor merge la Muzdalifah, unde vor aduna pietre pentru a efectua simbolica lapidare a diavolului. Pelerinajul este unul dintre cei 5 piloni ai islamului. Musulmanii trebuie să-l facă cel puțin o dată în viață, dacă își pot permite acest lucru. Permisele sunt alocate de Arabia Saudită pe baza unor cote pentru fiecare țară.